crezut că e o chestie așa pe care o spune lumea doar pentru că să facă zahărul acest praf alb foarte periculos și să nu te atingi de el atât de mult, dar... Astăzi scoatem din dotare arma secretă. Cred că este una dintre armele secrete pe care noi le folosim sau le foloseam mai bine și atunci când țineam diete. Atunci chiar țineam diete. Acum nu mai discutăm de diete, e vorba de cu totul și cu totul altceva, dar pe vremea aia foloseam niște stripsuri, ceva de genul ăsta. Stripsuri? A zis cineva stripsuri KFC? Bine, ați venit la vloguleț. Am ajuns la cel mai așteptat moment al zilei. Între timp am fost și la pescuit pentru că astăzi mâncăm pește. Am hotărât să aduc cumva peștele, pentru că am zis, hai, porc, vită, ok, dar hai să facem și niște pește, pentru că e foarte, foarte bun și gustos. Somonul meu astăzi va fi pus în fraier și va fi puțin dat cu sare și cu piper, nimic complicat, și va fi făcut foarte, foarte repede, împreună cu aceste minunate păstăi pe care le voi mânca. Fasole albă nu mănânc, dar fasole verde e binevenită și am învățat să o fac în fraier și este atât de bună. Și pentru că simt că am nevoie de și mai mult aport, că e totuși pește și să simțim că mâncăm, am să introduc și acest avocado. Nu m-am hotărât încă dacă să-l introduc pe tot în masa de astăzi sau să mănânc doar jumate. Voi vedea în funcție de cum mă voi simți și desigur iaurt. Am cumpărat aseară niște iaurt din acesta grecesc de la Morrisons, că dincolo de găletușa pe care încă o am în frigider, domnule, mie ăsta îmi place cel mai mult. Deci ăsta de la Morrisons, în varianta asta, Greek style, este ceva ce mănânc cu plăcere. Ce mă axez întotdeauna este să aibă grăsime, adică să nu fie dintre acelea cu light, zero grăsime, prostii din alea în care nu cred, mi se pare că fac mai rău decât dacă nu le-ai mâncat deloc. Așa că cu acesta sunt foarte, foarte mulțumită. O să mă apuc de somon și o să-l las pe Doru să vă prezinte masa lui originală și astăzi ca întotdeauna. Bine ați venit la vloguleț! Înainte să vă arăt ce am eu de mâncare pentru astăzi, nimic senzațional oricum, aș vrea să îmi respect promisiunea de ieri, pentru că v-am spus de ce eu aleg întotdeauna ingrediente puține. Când e vorba de nivelul practic, cel mai simplu este să te gândești așa la consistența macronutrițională, ca să sune, domnule, academic științific. Adică știi sigur că mănânci același lucru, drept care introduci aceeași cantitate de nutrienți, macronutrienți, cum vrei să-i spui, și cam aceeași în fiecare zi. Eu cred că asta e un lucru foarte bun, pentru că este ușor pentru corp să gestioneze ceea ce știe că urmează. Pentru că hormonii fericiți sunt hormonii care pot să aibă un caracter predictibil cu ceea ce urmează să aibă de-a face. Eu așa cred. Și mă gândesc aici la insulină, la leptină, la minunatul grelin. Odată cu hormonii ăștia fericiți, discutăm și despre adaptabilitate metabolică eficientă. Cuvinte mari, din nou, știu, dar e foarte simplu. Odată ce primim același lucru, cumva învățăm mult mai ușor să gestionăm ceea ce avem. Cred că e destul de logic, orice puțin așa îmi pare mie. E ca atunci când ai predictibilitate financiară, nu? Pe palierul celălalt, psihologic însă, e un pic diferit. Nu fac filme. Nu am filme în capul meu cu privire la, vai, o să îmi fac o masă extraordinară și o să recuperez toată pauza asta pe care am avut-o, tot fastingul ăsta. Am exact alese ingredientele, sunt puține, nu sunt foarte mult de amestecat între ele, nu am ce creativitate să introduc și este foarte important să resping creativitatea. La treaba asta cu creativitatea pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, creativitatea culinară este făcută să-ți sporească apetitul. Scopul meu aici a fost să-l înfrâng. Și mai e ceva, consistența, în principiu, consistența și predictibilitatea duc la ceea ce se numește adeziune mai ușoară asupra programului pe care ți l-ai propus. Dacă ți-ai propus să faci flotări în fiecare zi și doar flotări, nu 700.000 de exerciții, e mult mai ușor, știi că ai de făcut flotări și atât. Dacă ai de făcut 17.000 de exerciții, va trebui să le rotești între ele și trebuie să-ți creezi un program. Decât să-ți complici viața, cred că e mult mai simplu să te simplifici, nu? Și acum hai să trecem la ceea ce mănânc eu. Bineînțeles, cărniță, 200-250 de grame, carne de porc. Astăzi reiau verdeața. Nu am găsit să-mi fac salată de pătrunjel, am găsit pătrunjel din ăsta creț, îi spun ei, dar o să fac o legătură de pătrunjel creț, care e mai mică, are doar 50 de grame, și o legătură de pătrunjel. Astea două împreună cu un pic de ulei, ideal, alături de minunatul lăptic. Mai am o singură sticlă din cele făcute, am fost ieri, am cumpărat. Iată, avem laptele aici. Este lapte crud, lapte de la țavace, deja a făcut aici deasupra, dacă vedeți. Dă semne că începe în curând să se prindă. Ăsta se va prinde probabil în 3 zile, hai să zicem 4 zile, pentru că nu mai e așa cald afară și știți cum e. Avocado, doamne, deci mie îmi place așa de mult alimentul ăsta, că nu știu unde să-l încadrez concret, însă
Orice fel de ce categorie cade este foarte, foarte sățios, super gustos. Mi se pare că lângă somon merge așa, mai ales când vrei să înlocuiești un sos. Avocado ăsta vine foarte bine în ajutor. Aici am pus somonul, l-am stropit cu niște ulei, i-am pus sare și piper și va merge direct în fraier. Și ce va trebui să fac este să spăl această salată, tot verde, aceste păstăi și să le pun în fraier. La fel, Doru tot vă spunea despre cum el nu își face filme. Eu îmi fac atâtea filme, deci dacă nu, aseară chiar mă gândeam, zic, cum să pregătesc eu, să pun alea, așa, deci eu chiar am chestia asta. De aceea mă și înfrânez la câteva categorii de alimente, nu sunt atât de drastică pe cât este Doru, pentru că și eu am problema asta. Îmi fac filme și încep și fac tot felul de dish-uri. Mă apuc așa, devin brusc Gordon, cum îl cheamă, ăla cu bucătăria, și mă apuc și fac dish-uri și combinații și astea nu sunt cele mai bune. O să pun aici această fasole, o să o pun pe toată, pentru că nu are ce rău să facă. Și o să o prăjesc, i-aș spune eu, ea nu e prăjită, e mai mult coaptă în acest fraier, dar trebuie să o asezonez mai întâi cu puțină sare. Puțin piper, doar așa să-i dea o aromă drăguță și la fel, puțin ulei de măsline, pentru că uleiul de măsline, domne, ajută extraordinar zilele astea. Știți cum e uleiul ăsta de măsline? Ca la motor, când ai nevoie de ungere, uleiul ăsta de măsline face toată treaba, îți dă o grămadă de satisfacții. Ce nu v-am spus noi este cum ne simțim astăzi. Și eu vreau să vă spun că astăzi m-am simțit toată dimineața mult mai bine decât ieri. Ieri a fost, și am văzut că mi-a scris în comentarii, într-adevăr, glicemia se duce la vale... Și na, dar asta este din câte am citit și am citit că e o chestie reală. Și anume, sevrajul atunci când renunți la zahăr. Deci este o chestie reală. Eu am crezut că toată lumea zice, zahărul e un drog, zahărul e așa, zahărul e pe dincolo. Eu am crezut că e o chestie așa pe care o spune lumea doar pentru că să facă zahărul acest praf alb foarte periculos și să nu te atingi de el atât de mult. Dar... e o chestie reală, doamnelor și domnilor. Este o chestie care se simte destul de rău și vă spun că nu mi-a fost foame, nu am probleme cu poftele, cu să mă gândesc la mâncăruri prea mult în afară de ceea ce am de făcut cu ce am voie. Însă, pofta de zahăr există și mai ales tot ce văd că mai deschis social media, chiar dacă, așa cum am spus, am cam ajustat-o în ultimul timp și ne-am cam lăsat de ea. Tot vezi acolo cât o prăjiturică, de asta te apucă rău de tot, dar na, închizi ochii și mergi mai departe, te gândești la somonul pe care l-ai de gătit a doua zi. Și cum vom face noi asta acum? Știți că eu sunt gospodina care gătește la Ochio și atunci voi da drumul la fraier, 190 de grade, nu mai mult, și îi voi da în primă instanță 15 minute și să nu uit cum facem de multe ori, Doru deja îl vedeam că îmi spune să-i dau aici match ca să le facă pe amândouă și între timp voi pregăti plating-ul, pentru că eu am treaba asta cu să fac așa drăguț, să arate bine, să simt, doamne, că mănânc, chiar dacă e o dată pe zi, să simt că mănânc. Astăzi scoatem din dotare arma secretă. Cred că este una dintre armele secrete pe care noi le folosim sau le foloseam mai bine atunci când țineam diete. Atunci chiar țineam diete. Acum nu mai discutăm de diete, e vorba de cu totul și cu totul altceva, dar pe vremea aia foloseam niște stripsuri, ceva de genul ăsta. Stripsuri? A zis cineva stripsuri? KFC? Domnule, du-te, domnule, de aici. KFC? Du-te, domnule, de aici. Niște bețișoare foarte importante cu privire la măsurarea unor indicatori destul de... obiective, ai putea spune, adică nu este foarte precis, dar băi, dacă ceva e rău, cu siguranță îți va arăta. Cumpărăm mereu de pe Amazon aceste bețișoare, ca să nu le mai spun stripsuri, să mă gândesc la KFC, acesta fiind și gafa vlogului de astăzi, aceste bețișoare foarte bune, ceva ce se folosește foarte ușor, însă trebuie să specificăm că sunt doar așa, ca să ai în vedere orientative, cum nu? Stai orientativ cu anumite lucruri, dacă sunt chestiuni acute, lucruri importante de mers la medic, vă rugăm, mergeți la medic, nu folosiți aceste bețișoare, dar în vederea ținerii contului a aspectelor precum cât de deshidratat ești, cum stai cu proteina și tot așa, ele vin într-o cutiuță din aceasta, foarte drăguță, cu multe culori, o să explicăm imediat care e treaba cu culorile acestea, vin într-un număr destul de mare, 100 mai precis, și arată așa atunci când nu sunt folosite. Și sunt foarte, foarte utile. Vă spuneam că le-am descoperit primele, acelea care se refereau doar la cheton, și Doru, acum ceva timp, le-a cumpărat pe acestea, pe care le-am încercat și eu, și sunt foarte bune.
se folosesc foarte simplu, mergi la fel ca la testele de sarcină, știți ce aveți de făcut, nu o să descriu aici, nu o să intru în detalii, după care aștepți un minut și încep aceste pătrățele să se coloreze în diferite culori minunate, dar îți dorești să-ți stea în anumiți parametri, chiar dacă culorile devin foarte drăguțe, pe unele culori nu le vrei. Și atunci să explicăm care și cum stă treaba aici. Primii doi indicatori referă la cât de sănătos și cât de bine funcționează ficatul, după care avem nivelul de chetoni din urină. Asta îți spune ție dacă ai intrat în chetoză, dacă corpul tău, practic, în loc să folosească zaharuri pe care tu îi le dădeai cu mult spor înainte, acum folosește grăsimea proprie și se hrănește arzând grăsimea proprie, chiar dacă ești în chetoză și chiar dacă folosești aceste diete ketogenice, e bine să te bucuri atunci când devine această pătrățică din ce în ce mai mov, dar să nu exagerezi. Întotdeauna trebuie să ai în vedere, nimic nu trebuie să fie dus la extrem. Știți că eu și extremele nu ne împăcăm foarte bine. După care, următorul indicator este foarte important, dacă ai urme de sânge în urină, acesta este foarte, foarte important, pentru că la fel îți spune cât de bine stai cu urinichii, cu vezica, dacă ai vreo infecție și e bine să faci aceste teste din când în când, doar așa, ca să verifici că totul este în parametrii normali. Următorul, care este foarte important, nivelul de leucocite din urină. La fel, mai ales în cazul doamnelor, domnișoarelor, dacă aveți suspiciuni că ați avea o cistită pe aici, pe acolo, o mică infecție urinară, arată foarte repede dacă acest lucru se întâmplă. Leucocitele astea apar așa ca niște puncte movuli pe pătrățelul acela, de aceea nu-ți dorești, îți dorești să fie cât mai alb. După care avem glucoza, la noi a ieșit super galben, pentru că dacă nu mâncăm zahăr în ultimul timp, rămâne foarte galben în loc să se facă super, super verde. Indicatorul următor este foarte important pentru noi în momentul de față, pentru că arată cât de deshidratat ești și trebuie să fie foarte verde. Cu cât se duce spre galben, înseamnă că ești un pic cam deshidratat și trebuie să mai bei o cafea, apă, foarte multă apă. Și după aia avem nivelul pH-ului, care iarăși este foarte important, și nivelul de vitamina C, dar așa cum am spus la început, în momentul în care avem îndoieli sau simțim că ceva este în neregulă, întotdeauna trebuie să apelăm la un medic. Asta este o chestie sfântă și de aceea o și repet, dar am înțeles că sunt destul de acurate pentru uzul zilnic, așa ca să vezi ce și cum, mai ales dacă te apucă nebunia să bagi chetoni la maxim. Atâta timp cât ești cât de cât acolo în culorile care trebuie, știi sigur că nu e o problemă. Nu v-am arătat rezultatele noastre de care eu sunt foarte mândră. Acum le-am făcut acum ceva ore, vreo 3-4 ore și deja au căpătat niște culori foarte suspecte, însă al meu, uitați-vă, este mai mov decât al lui Doru la nivelul de cheton, vedeți unde trebuie să fie chetonii aici, iar noi suntem undeva pe aici, clar suntem în chetoză, e bine. Dar plăcea să existe așa și pentru vitamine. Oh, bună treabă, da? Nivelul de vitamina C este de asemenea foarte ridicat la mine, pentru că, așa cum știți, nu ierba, dar al arterii, am mâncat exact o salată de astfel de verzituri. Aici totul merge bine, am rearanjat această chestiune de hârtie, vă rog să-mi spuneți și mie cum faceți să o țineți, să nu se mai, nu știu, se convoie așa peste mâncare și mă enervează că nu se vătește în mod egal peste tot. Dacă știți cum să le folosiți altfel, lăsați-mi și mie în comentarii, vă rog, din suflet. Iar aici avem fasolica, care arată extraordinar, dar mai trebuie făcut. Vedeți? Se face așa. Vin astea așa și mi-acoperă aici treaba și mie îmi place să fie prinse astea de căldură, să nu fie tocmai înăbușite. Arată foarte bine, deja miros extraordinar. Vă dați seama cum ar merge astea cu niște usturoi peste, dar că cineva m-a întrebat și mi-a scris și era chiar curioasă persoana dacă folosim usturoi și ceapă în această incursiune, în acest program de mare anvergură. Și am spus că nu, pentru că nu încă, cel puțin Doru nu are probleme de asta, dar eu am, mai ales când mănânc puțin și stomacul meu are o problemă cu usturoi din categoria că începe așa, nu știu, mă ustură, habar n-am cum să descriu și îmi pică foarte greu, iar ceapa nici nu mai zic. Ceapa mie pe aceea aș putea să muș din ea așa fără probleme, dar nu deocamdată. Am zis că în momentul când o să mai diversific lucrurile, atunci o să fie foarte bine, cu toate că mâncând iaurt, nu cred că aș avea probleme, nu? O să-mi ietai și eu bucățica mea de carne, o să-mi prepar salata, Delia văd că a început deja să prepare aici și să pregătească plating-ul, o să fac și asta imediat și vă arătăm. Gata și plating-ul pe ziua de astăzi, avem masa mea, aici doi somoni se întâlniră și avem și avocado și bineînțeles păstăile care au ieșit absolutamente delicioase.
Doru are cărnița lui, miroase extraordinar, by the way, carnea lui miroase așa foarte a condimente, arată și miroase extraordinar, mereu face poftă. Are și un nou aici și, bineînțeles, porția lui de vitamina C ca să coloreze cât mai galben acel test. Dar să nu uităm de această minunată găselniță românească, aș putea spune, acest lapte prins pe care el enjoyează cu foarte multă plăcere, spre deosebire de mine. Și vreau să vă spun că am văzut că cineva în comentarii m-a întrebat de la câte kilograme am pornit și să mă cântăresc la sfârșitul lumii. La sfârșitul lumii. Eu m-am axat mult mai mult pe a mă măsura. Deci m-am măsurat peste tot ca să știu ce și cum. Și aici, bineînțeles, bust, talie. Dar vom vedea ce și cum la sfârșitul lunii când vom afla și cum stăm cu măsurile și cum stăm cu kilogramele, dar mai ales cum stăm cu voința și cum ne simțim, pentru că acesta este scopul principal, așa cum v-am spus. Ține de voință și asta încercăm să exercităm. Dar, din nou, fiecare în felul lui. Pe mâine, pa!